Bună ziua! Azi vom începe un nou proiect de shorturi. Despre ce-i vorba? Vom desface efectiv centrale. Vă voi arăta fiecare componentă în parte. Încercăm să arătăm chiar cum se desface, posibile probleme. Vom vedea. Deci, primul lucru care îl avem aici este vorba de o centrală Feroli. Modelul centralii este, îl avem aici, da? Un Domi Project F24D, nu știu dacă se vede, da? Și l-am pus pe un perete. Aici o să încercăm să punem mai multe centrale pentru a le desface pe toate. Și să începem, da? Cam centrala, da? Aici avem camera de ardere, nu știu dacă se vede aici, avem pompa, vas de expansiune, placă electronică, stați așa puțin să facem un pic de, așa, da? Deci placa electronică, da? Control electronic. Ia să facem și un pic de zoom să vedem dacă putem să prindem, da? Aici avem, da? Pompa centrale care ne asigură circuitul apei în radiatoare. Să începem să demolăm pe centrală. O să deschidem cele patru șuruburi. 1, 2, 3, 4. Vom folosi o șurubelniță stea. Am terminat cu cele patru șuruburi. Deci este foarte bine prinsă. Nu e nicio problemă. În partea de sus putem să forțăm un pic. Așa, să desprindem. Da? Pur și simplu se trage afară, da? Cam asta e. Ce avem înăuntru? A, se și vede că centrala asta n-a mai fost de mult curățată, da? Polistiren, probabil de la cum s-a pus coșul. Bun, ce avem noi aici? Avem în zona aceasta este ventilatorul, da? Ventilatorul, haideți să facem un pic de zoom pe ventilator. Da. Deci ventilatorul acesta ne asigură evacuarea gazelor arse din interiorul camerei de ardere. În momentul în care ventilatorul nu funcționează din diverse motive, eu știu, poate să fie blocat coșul, poate să nu mai se învârtă acest ventilator, o fi ars, centrala nu va funcționa, are sistem de protecție. Și să începem realmente cu ce trebuie să începem, și anume cu shorturile. Cum se desface un ventilator, cum deschidem camera de ardere, cum dăm jos o pompă de apă și așa mai departe, tot ce o să găsim pe aici, senzori și alte minuni. Să ne vedem în video următor și sper să fie de folos. La revedere!